Vreau să protestez și nu mă lasă! Personal îl cunosc pe domnul Oleg Brega de la televiziune și de la organizația Hyde Park. Deci îmi place foarte mult ceea ce face dumnealui și îndeosebi maratonul oratorii care se organizează în fiecare duminică în Parcul Central Ștefan cel Mare. Și îmi face o deosebită plăcere să fiu și eu, cu toate că nu prea am avut posibilitatea, am fost doar o singură dată, dar sper că voi veni și neapărat voi veni. Facem manifestații, da, facem unele lucruri copchelărești, da, a fost arestat săracul numai de câte ori. Sunt un om foarte deștept, după scara de aur. E o persoană foarte optimistă care reflectă oglinda noastră socială și ne doare. Dar e clar că mulți n-au stimează, eu personal stimează. E un adevărat patriot, chiar înflăcărat, care într-un fel ne reflectă doleanțele, tindurile noastre. Treabă, el ridică întrebări globale. Așa e pața normal acum. Chiar e super, super tare de tot. El spune lucrurilor pe nume și nu se teme de mai e. Oh. Cu prilejul zilei de naștere aș dori să-i aduc sincere felicitări la mulți ani, să reușească să obțină și să realizeze tot ceea ce își dorește și cât mai multe succese, realizări pe plan profesional, și îi mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce face și în fiecare zi lucrează și contribuie la rezolvarea problemelor. La 37 de ani de-am mai timp în soare. Ce doriți? Sper că optimism, și multă răbdare și, evident, multă sănătate. Și asta cred că e cea mai scumpă. Îi doresc succes, sănătate și viață lungă, îi bei treabă. Nu ridic întrebări serioase, dar cum? Slab. Îi plătești. Dacă ar plăti mai solid, mai bine. Să-i Dumnezeu sănătate și să țină sus drapelul dreptății, libertății pentru care el luptă, că întotdeauna a dat dovadă de adevărat patriotism și a spus-o în glas tare, fățiș, fără a se ascunde, a spus-o la radio, a spus-o în parc, a spus-o în văzul lui. Dumnezeu să-i dea mulți ani înainte. Pentru Oleg Brega, un mesaj așa, da? La mulți ani și pe viitor să continui activitatea lui de jurnalism în toate domeniile cu relatarea tuturor problemelor. Mai și din nou mai când tot am probleme cu dânsul. Atât.